Hristos a înviat, dragii noștri telespectatori, vă spunem în Duminica Sfintei Învieri, în prima zi de Paști, filmând dintr-un loc special, reședința mitropolitană din Timișoara, unde, ca de obicei, la Crăciun și la Paști, ne este gazdă nu doar fizic, ci și în suflet, în al preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Ioan. În al preasfinția voastră, Hristos a înviat, sărumâna binecuvântat și vă mulțumim că ne-ați primit în casa și la propriu și la figurat a în al preasfinției voastre. Adevărat a înviat, însă nu pot să spun să te aprob că este casa mea. Este casa Mitropoliei Banatului, unde temporal trăiesc și eu o vreme. Bine, bine ați venit în această casă binecuvântată de Dumnezeu, de unde, iată, de nu puțină vreme, se diriguiesc problemele duhovnicești ortodoxe de aici, din Banat, și mă bucur că și Sfinția ta ai auzit că Hristos a înviat și mă bucur că crezi în înviere și nădăjduim că toți cei care ne vor urmări în cadrul acestei emisiuni, toți cred și vor crede în învierea lui Hristos și în învierea lor. Deci sunt două lucruri fundamentale. Credința în învierea lui Hristos, care din mila lui Dumnezeu a prins puternice rădăcini în spațiul nostru românesc și nu numai, și am impresia că mai puțin, mai mică este credința că fiecare dintre noi vom învia. Dacă întrebi un om, un credincios, crezi că a înviat Hristos? Uite, îți răspunde. Dacă îi spun, Hristos a înviat, vezi că imediat te răspunde, adevărat a înviat. Dar dacă îl întrebi, frate dragă, și tu vei învia. Stă puțin și să gândește și tocmai de aceea unul din mesajele pe care am vrut să le transmit în această scrisoare pastorală de la Paștele din acest an a fost aceasta, că Hristos nu a biruit doar moartea Lui, ci a biruit și moartea mea și moartea ta. Deci, nădejdea aceasta a învierii și a noastre, pentru că vom vedea, probabil, de ne va permite timpul să discutăm despre vânt și înviere.
Mi-am adus aminte când a spus că nu este, mă iertați că mă întorc puțin înapoi, când a zis că nu este aceasta casa dumneavoastră, că ați spus că, la început, când ați venit aici la noi, ați zis că dumneavoastră aveți cartea de muncă la Dumnezeu. N-al preasfinția voastră, în cuvântul pastoral de la Învierea Domnului din acest an, pe lângă, să zic așa, mesajul obișnuit dat de faptul că Hristos a înviat și de celelalte care sunt legate de învierea lui Hristos, aduceți, ca de obicei, în fiecare pastorală, lucruri deosebite și care n-au mai fost puse. Iată, am găsit și m-a impresionat aceasta că, exact pe la începutul cuvântului pastoral de la Învierea Domnului din acest an, ați spus că Mântuitorul Iisus Hristos, după ce își împlinește misiunea și după ce biruiește moartea, îl bucură, a zis, pe tristul Dumnezeu. N-am mai auzit această exprimare. Tristul Dumnezeu se bucură pentru că Fiul se întoarce biruitor acasă. Dar nu se întoarce singur, ci se întoarce cu un tâlhar. Cum am zice noi astăzi, zice, cineva a venit, dar n-a venit cu mâna goală. A venit, a adus ceva. Și a zis, nu-i aduce un sfânt, ci aduce pe cel mai căzut dintre pământeni. Îi aduce un tâlhar. Într-adevăr, părinte profesor, și expresia aceasta care, într-adevăr, am scris-o pentru prima dată și eu, tristul Dumnezeu. Dacă Dumnezeu s-a bucurat după ce a încheiat această etapă a creației și făcându-l și pe om cu nuna creației, cum se spune, s-a bucurat și s-a odihnit Dumnezeu, așa cum este menționat și în Sfânta Carte, în Sfânta Scriptură, și s-a odihnit Dumnezeu, de aceea sâmbăta vine din numele zilei de sâmbătă, vine din ebraică, șabat, care se traduce în limba română odihnă. Deci s-a odihnit Dumnezeu. S-a bucurat și s-a odihnit Dumnezeu. Însă, imaginați-vă că această odihnă și această bucurie a Dumnezeu n-a fost prea lungă, pentru că după căderea lui Adam, după momentul, deci cade Avram, izgonit din rai, își întoarce omul spatele lui Dumnezeu, cum să spunem popor, să-ți întorci spatele la Dumnezeu, izvorul vieții, a bucuriei și a iubirii. Ce gest mai dezonorant putea să facă un om față de Creatorul său, să-i întoarcă spatele? Cum a făcut, de fapt, și Satan, Lucifer. După întoarcerea spatelui la Dumnezeu, trecem într-un alt moment mai grav. Cain își ucide fratele pe Abel. S-a bucurat oare Dumnezeu când a văzut și fapta aceasta a crimei? Noi spunem că l-a ucis pe fratele său Abel. Cuvântul acesta, a-l ucide,
nu acoperă întru totul actul în sine. Pentru că ar trebui să spunem mai profund, i-a luat viața. Deci, aceasta a făcut Cain. I-a luat viața din pieptul fratelui său și a spus, Doamne, ia înapoi viața fratelui meu, viața fiind darul lui Dumnezeu. Și atunci când vezi că viața este darul de mare preț pe care l-a dat Dumnezeu omului, să-i refuzi lui Dumnezeu darul. Spune-mi, cum te-ai simți, frățeata, ca preot și te-ai duce la o bună cunoștință de-a frăției tale de ziua lui onomastică și i-ai duce o icoană. Ai intrat frumos în casă și ai scoate din traistă o icoană frumoasă. Și ai spune, frate Nicolae, uite, de ziua numelui tău și mai departe, ți-am adus această icoană frumoasă. Și ți-ar spune, ieși afară cu icoană cu tot. Nu-mi trebuie icoana ta. Cum te-ai simțit? Cred că te-ai prăbușit. Te-ai prăbușit din punct de vedere al relației pe care avea cu acel bun prieten căruia cu bună intenție i-ai fi dus. Ce poate fi mai de preț să-i duci cuiva de ziua lui decât o icoană frumoasă, nu? E tot așa. Și Dumnezeu cât de mult s-a întristat văzând lucrurile acestea. Așa că, însă, revenind la cele rostite mai precis de frăția ta, iată, Dumnezeu totuși, deși trist, iubea. Trist, dar iubea. Dumnezeu nu și-a retras iubirea, n-a încetat să îl iubească pe om. N-a încetat să-l iubească și de aceea l-a trimis pe fiul său în lume. Și dacă ai văzut, am scris o carte a cărui titlu este Omul, comoara lui Dumnezeu pe pământ. Ei, într-adevăr, cât vedem noi pământul acesta cu toate frumusețele lui, de la vegetație, de la partea geografică în sine, de la partea hidrologică, râuri, mări, oceane, atmosfera aceasta extraordinară în care ne mișcăm și mai departe, cu florile acestea atât de minunate și atât de variate, mii și mii de specii, de flori, de plante, de copaci, încă și astăzi, pe locuri neumblate, încă se mai află flori și copaci care încă n-au reușit botaniștii, naturaliștii
să-i prindă în cartea lor de cercetare, ca să spun așa. E, dintre toate aceste frumuseți, am uitat să spun de faună. Câte animale sunt, unele nu mai sunt, dar gândiți-vă la minunăția păsărilor cerului, cum le spunem noi. Ce poate fi mai frumos decât să vezi un porumbel în zbor, vedeți, ales de oameni ca simbol al păcii și a Duhului Sfânt. Auzi, Mântuitorul s-a întrupat, nu luând chip de om, și Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel. Auzi, ce frumusețe, ce frumusețe. Ai avut porumbei acasă când erai la părinți? Nu, n-am avut. N-ai avut. Dar ai avut porumbei în mână așa vreodată? Nici asta, niciodată, din păcate. Vai de mine, ia să te duci odată la cineva care are porumbei, sau dacă nu, cel puțin când sunt expozițiile acestea extraordinare cu porumbei de toate felurile, să vezi ce gingășie, ce frumusețe. E, cu toate aceste lucruri atât de frumoase, creația lui Dumnezeu, totuși, omul este comoara și nu porumbelul și nu crinul și nu firul de iarbă. Nu l-a trimis Dumnezeu Tatăl pe Fiul să aducă în cer un porumbel, un miel, un crin, ci pe om. Și Hristos, venind pe pământ, n-a avut mandat să aducă această comoară la Dumnezeu, doar o parte din ea, o parte din oameni, ci Hristos s-a răstignit, s-a jertfit pentru toată lumea, pentru toți oamenii. Hristos s-a jertfit și pentru mine și pentru tine. S-a jertfit și pentru mine și pentru tine când încă nici eu, nici Sfinția ta, nici nu eram născuți. Și te-aș îndemna să citești în Evanghelia după Ioan, care relatează momentul, de exemplu, prinderii lui Iisus joi seara în Ghesimani. Înainte de a fi prins, Sfântul Evanghelist Ioan ne relatează că Hristos se ruga și era de apostoli la o aruncătură de piatră. Iată cu câtă precizie a putut să relateze momentul Ghesimani Sfântul Ioan Evanghelistul. Aici i-a lăsat pe apostoli și el s-a dus, spune evanghelistul, la o aruncătură de piatră
singur să se roage atunci, pentru că se apropia clipa răstignirii. E, și atunci a auzit Sfântul Ioan cum se ruga Hristos și a spus că Hristos s-a rugat și pentru cei care vor crede în El. Hristos se roagă pentru apostoli și ucenicii săi atunci, pentru că știe că va fi o mare tulburare și că vor fi urmăriți după răstignirea sa, dar s-a rugat atunci Tatălui pentru mine și pentru tine, adică și pentru cei care vor crede în El. Așa că, părinte dragă, să îi mulțumim Mântuitorului nostru Iisus Hristos că a îngenunchiat pe o stâncă în Ghețiman și s-a gândit, s-a rugat atunci și pentru mine, și pentru tine, și pentru toți frații aceștia care ne urmăresc acum la această emisiune. Cât de mult ne-am bucurat în viață, cât ne-a trăit mama. Eu am fost atât de încrezător în rugăciunile pe care le făcea maica mea pentru mine, dar gândiți-vă că mai mult decât, mai presus decât rugăciunile măicuței mele pentru mine, au fost acelea făcute de Hristos. E, iată deci, cum spuneam, trist Dumnezeu, dar n-a încetat a iubi și atunci a spus Mântuitorului, mergi și adu-mi comoara de pe pământ, omul. Adu-mă de unde a căzut înapoi. Și n-a spus adu-i pe unii, lasă-i pe alții, ci s-a răstignit Hristos pentru toți, pentru toți care vor dori să-L urmeze și să împlinească cuvintele Evangheliei pe care ne-a lăsat-o. Și iată, nu s-a întors Hristos la Tatăl cu un snop de grâu din Banat. Nu? N-ar fi primit Dumnezeu, nu s-ar fi bucurat Dumnezeu să-i fi adus Mântuitorul un snop de grâu copt, auriu, din care se face pâine. N-ar fi fost un dar frumos. Poate, zic eu, între un crin și un snop de grâu, poate că încărcătura spirituală a snopului de grâu ar fi fost mult mai mare decât frumusețea extraordinară a unui crin. Totuși, iată, nu-i duce un snop de grâu din Banat, ci duce un tâlhar, dar ce fel de tâlhar? Care s-a pocăit. Vedeți, n-a mers Hristos să ia de mână un tâlhar dintr-o închisoare și să spună, vino
să te duc la Tatăl, ci adus dintre cei doi tâlhari care erau lângă Hristos, l-a dus pe tâlharul pocăit. De aceea și noi, să fim atenți că s-a răstignit Hristos pentru mine și pentru tine, dar dacă nu vom arăta pocăință în viața aceasta, vom rămâne în suspinul durerilor, mai departe cu tâlharul care n-a vrut să meargă cu Hristos. Crezi că Hristos, ca om, avea două mâini și el? Crezi că Hristos n-ar fi fost bucuros să plece într-o mână având un tâlhar și în cealaltă să-l fi avut și pe celălalt tâlhar? Ce imagine cosmică ar fi fost să-l vezi pe Hristos venind de mână cu doi tâlhari, dar numai unul a vrut să meargă cu Hristos, celălalt a spus, mai lăsați-mă în tâlhăria mea. Și a rămas mai departe în tâlhăria lui. Vezi, părinte profesor, acolo pe cruce, Hristos și acolo pe cruce respectă conștiința omului. Deci Dumnezeu l-a creat pe Dumnezeu, avea conștiință liberă, să aleagă. Nu l-a forțat pe celălalt tâlhar, nu l-a forțat să vină după el. I-a arătat doar drumul. Și drumul spre Dumnezeu trece prin Golgota. Nimeni să nu creadă că se va mântui dacă nu va trece prin Golgota. Nu ne spune Hristos că toți va trebui să fim pironiți, dar ne spune, pironiți-vă păcatele! Pironiți-vă păcatele! Și de aceea, în general, sunt aceste posturi rânduite de biserică când sunt timpurile lăsate mai mult să ne ocupăm de pironirea păcatelor. Și orice păcat pironit se usucă. Și asta are dorit Dumnezeu, să se usuce frunzele acestea ale păcatului de la noi și să mergem cât mai ușor și liber spre împărăția cerului. Iată deci, lui Hristos nu îi este rușine să-i ducă tatălui un tâlhar pocăit și nu a dus un cărturar. Vedeți? N-a plecat de mână cu un cărturar care știa foarte bine pe de rost scripturile. Pe de rost scripturile și mai departe și i-ar fi spus, tată, părinte, ți-am adus un cărturar de la Ierusalim care știe toate profețiile pe de rost. S-ar fi bucurat Dumnezeu și de acesta, dar mai mare bucurie a fost când a venit cu cel mai căzut, nu? Tâlharul este socotit omul cel mai căzut
de societate și pe acela, adică văzând că se poate, chiar cel mai păcătos om de pe pământ și acela, dacă se pocăiește, Dumnezeu Tatăl și pe el îl iubește și îl așteaptă să se întoarcă acasă. În al preasfinția voastră, mergând mai departe pe firul cronologic al pastoralei, iată, rămânem cu această priveliște a lui Hristos răstignit între cei doi tâlhari și ați spus mai departe că Hristos n-a spus stăpânirii vremii nu mă răstigniți între tâlhari, căci eu sunt sfânt. Și și-a asumat frăția cu cei păcătoși până la moarte. Hristos se află în fața morții și arată că nu doar pentru cei drepți a venit să-i ridice din robia ei, ci și pentru cei păcătoși. Și accentuați mai departe și spuneți că Hristos este între doi tâlhari. Fiul lui Dumnezeu este între tâlhari, spunând că este unul dintre momentele cele mai de seamă din istoria chenozei Fiului lui Dumnezeu. Părinte profesor, slavă lui Dumnezeu că în țara noastră și în multe țări din lume a fost abolită, ștearsă legea condamnării la moarte. Acesta este un lucru și un fapt cu totul extraordinar de progres, aș putea spune, în istoria aceasta a gândirii omului și a progresului omului de a nu ucide. Dar din istoria aceasta a condamnării la moarte, știu că cei care erau condamnați la moarte erau întrebați care le este ultima dorință. Și în limita legii, li se împlinea. Nu puteai să ceri orice, dar oricum erau anumite dorințe care erau împlinite. De exemplu, erau condamnați la moarte care solicitau să vină un preot să se spovedească. Și poate că așa cum de multe ori s-a întâmplat în istorie, când au fost și erori judiciare, poate că au fost chiar și oameni condamnați la moarte pe nedrept. Și aici aș aduce exemple vii, încă cunoscute și trăite chiar și de aici, din părțile Banatului. Să ne gândim la zișii partizani de pe la Teregova, Domașnea, din părțile acelea. Oameni care s-au opus după al doilea război mondial
s-au opus ideologiei ateiste. Vedeți, a fost o categorie de oameni luminați care au știut că venind secerea și ciocanul roșu în spațiul românesc, cu secerea și cu ciocanul, cei care au venit au încercat să-l scoată pe Dumnezeu din țară. Înțelegeți? Să scoată pe Dumnezeu din țară. Puțini, din nefericire, au fost românii care au fost conștienți de ce va veni peste noi ateismul. E, printre aceștia au fost și oameni de aici, din părțile Banatului retrași în munți și chiar am cunoscut pe unul dintre ei care a avut o experiență cu totul deosebită. Fiind retras în munți, și-a luat cu el și Noul Testament și îl purta permanent în buzunar. Și la un moment dat, când a venit armata, securitatea să îi înconjoare, și-a tras a tras în grupul lor și în el, un glonț a nimerit, a lovit tocmai în Scriptură, în Noul Testament, și l-a salvat pe om și mi-a arătat Scriptura împușcată. Adică acești oameni cu această ideologie ateistă au vrut să-l puște pe Dumnezeu. Au tras în Dumnezeu, auzi? Au tras în Dumnezeu. E, revenind la întrebarea frăției tale, iată deci, au fost mulți dintre aceștia care au fost condamnați la moarte pe nedrept. Pe nedrept. Și de asta spun, n-a mai fost, nu li s-a respectat nici dreptul acesta la acest oameni să se spovedească, dar înainte le dădea dreptul, de exemplu, ultima dorință, ca aici trebuie să ajungem, ultima dorință, de exemplu, pentru unii era să se spovedească, să cel puțin în fața preotului și al Dumnezeu să recunoască că, deși a fost condamnat la moarte, nu a fost vinovat. Sau poate că a fost vinovat și a cerut dezlegare preotului. Deci, ultima dorință. E, revenind la chestiunea aceasta, Hristos răstignit între doi tâlhari. Vedeți, ca o ultimă dorință, probabil și Hristos ar fi avut dreptul să le spună celor care l-au răstignit: eu sunt sfânt, eu sunt Fiul lui Dumnezeu întrupat. Nu mă răstigniți între tâlhari. Chiar dacă doriți să mă răstigniți, răstigniți-mă deoparte undeva. Dar nu mă înjosiți de a mă pune între tâlhari, că n-am tâlhărit pe nimeni. Decât am vindecat, am mângâiat, am înviat pe cei morți,
și n-am tâlhărit pe nimeni. N-am venit să tâlhăresc pe nimeni pe pământ. Am venit doar să tâlhăresc moartea. Am venit să tâlhăresc moartea. Și veți vedea. Și totuși, Hristos nu a cerut ca o ultimă dorință, ci s-a făcut și a rămas până la moarte, frate și cu tâlhare. Și aici concluzia care citită frăția ta este unul din marele acte de chenoză, adică de coborâre al Dumnezeu. Până unde s-a umilit Dumnezeu să fie socotit frate cu tâlhare, să fie frate cu tâlhare, de fapt, cu câteva ore înainte, când a fost prins în Ghetseman, cu ce cuvinte l-a întâmpinat pe Iuda. Când a venit seara în Ghetseman, Iuda cu ostașii, nu l-a întâmpinat cu cuvinte de ocară, ci de batjocoră. Ne-a spus, trădătorule, Iuda, trădătorule, ai venit, vânzătorule, trădătorule, și mai departe. Cum ai făcut lucrul acesta? Nu. L-a întâmpinat cu binecuvântatul cuvânt extraordinar. L-a întâmpinat cu cuvântul acesta, prietene. Auzi, frăția ta, să-i spună Dumnezeu trădătorului său să-i spună prieten. Deci, Hristos a rămas prieten și cu cel care l-a trădat, Iuda, și este și astăzi. Sunt convins că este prieten și cu mine și cu frăția ta, este prieten. Doar ar aștepta să fim niște prieteni pocăiți, să ne pocăim pentru noi. Pentru Hristos noi suntem absolut prieteni, dar s-ar bucura să, prin pocăință să devenim prieteni care s-au pocăit al lui Hristos. Dar toți de pe pământ, ultimul om din cea mai întunecoasă închisoare de pe pământ, și aceluia Hristos merge acum în noaptea învierii, merge la gratiile celulei lor și îi spune prietene. Deci acesta este mesajul lui Hristos către toți și cei care sunt întemnițați. În noaptea învierii merge Hristos la gratiile ferestrelor și îi spune prietenilor, treziți-vă, am înviat. Când ați zis că Hristos n-a venit să tâlhărească pe nimeni, a tâlhărit însă moartea, mi-am adus aminte că la o pastorală dintr-un an trecut, tot de Sfintele Paște, a spus că Hristos a intrat în casa morții și apoi a stricat acea casă a morții. N-a mai rămas aceeași. În Al Prea Sfinția voastră, pentru că ați amintit un volum pe care în Al Prea Sfinția voastră l-ați scris, mi-am amintit și eu și de celelalte și de Înviatul din Nazaret și de celelalte care sunt deosebite și tot așa cuprind idei inedite.
Acum, în pastorala aceasta de Sfintele Paști, observ că în Al Preasfinția voastră scrieți și poezie, pentru că spre finalul pastoralei scrieți aici atât de frumos, iată, mai întâi întrebați ce-ar fi vântul dacă n-ar bate și ce-ar fi omul dacă nu ar învia. De azi să nu vă mai căutați loc în morminte, ci să vă căutați loc în cer. Stejarul uită primăvara că e bătrân, de ce atunci unii dintre noi uităm în clipa morții că suntem veșnici? Și iarăși adresați o întrebare, după care dați și răspunsul. Când moare omul? Și spuneți, când nu mai iubește. Da. De asta, pornind de la cele ce ne înconjoară, ce-ar fi vântul de n-ar bate? N-ar fi vânt, n-ar fi nimic. Ce-ar fi omul dacă n-ar învia? Ar fi un fir de iarbă. Dar totuși omul, creat Dumnezeu, având și suflet, omul a fost creat pentru veșnicie și de aceea, privind și la stejarul din pădure, ați văzut stejarea aceea, bătrâni, seculari, toamna își pierde și el frunza și ai impresia că a murit, nu? Când treci pe lângă un stejar secular, iarna în pădure, zici, o fi murit. Și atunci spun totuși că el uită că e bătrân primăvara și înfrunzește. Tot așa și omul, la o anumită vârstă, zicem noi, se apropie de moarte. Și totuși, el este veșnic. Adică și omul, la sfârșitul acestei vieți pământești, înfrunzește în veșnicie. Rămâne veșnic și de aceea zic, la bătrânețe și către clipa morții să ne aducem aminte măcar de stejar care cu toate că este are peste 100 de ani totuși primăvara uită că e bătrân și înfrunzește și noi ar trebui să uităm la sfârșitul vieții de povara anilor și să înfrunzim, să avem nădejdea în învierea pe care am dobândit-o prin învierea lui Hristos. Și am scris acolo, omul nu este nici tânăr, nici bătrân, omul este veșnic. Noi doar în relația cu timpul vorbim despre omul tânăr și despre omul bătrân și însă omul, cum spun, nu e nici tânăr, nici bătrân, ci este veșnic. Iar la întrebarea aceasta mi-am pus-o și eu, când moare omul? Când moare omul? Și atunci medicii
au standardul lor când declară pe cineva mort biologic, și atunci eu spun, răspund la această întrebare, când moare omul, și spun că atunci moare omul când nu mai iubește. Dar despre tema aceasta ne-ar mai trebui încă o emisiune să vorbim ce se întâmplă cu omul, într-adevăr, când nu mai iubește. Și de aceea, dragi telespectatori și frați în Domnul, iubiți, cel ce iubește este în Dumnezeu, are legătură cu Dumnezeu, care este Părintele iubirii noastre. În al preasfinția voastră, o ultimă interpelare este legată de observația faptului că fiecare pastorală, am observat, și de la Crăciun și de la Paști, totdeauna către finalul cuvântului pastoral, cuprinde un îndemn duhovnicesc de a împărtăși bucuria praznicului și la Crăciun și la Paști, totdeauna nu uitați să amintiți acest lucru, să împărtășim bucuria praznicului cu semenii noștri, dar mai ales cu cei aflați în suferință. De ce este important acest lucru? Adică, părinte profesor, să înmulțim bucuria. Deci, este important dacă noi ne-am bucurat de acest praznic al învierii Domnului. Este foarte important să-l împărtășim și altora. Să treci pe la un om singur care n-a putut să participe la slujba de înviere și să-i duci și lui o candelă cu sfântă lumină acasă, să-i duci și lui Paști, să-i duci un cuvânt și un mesaj cu totul deosebit, care nu poate fi altul mai mare pe pământ decât faptul că a înviat Hristos. De asemenea, am zis, oricine, oricui îi rămâne o bucată de pâine, acum un zid de praznic, îi rămâne pe masă din destularea lui, să n-arunce acea bucată de pâine, ci să se îndrepte cu ea către un om singur și în suferință. Deci sărbătorile au și rolul acesta de a ne îndemna cât mai mult să fim alături de semenii noștri și mai ales față de cei care sunt în suferință și nu numai. Pentru că, de exemplu, în spitale nu sunt doar oameni săraci care n-au o bucată de pâine. Sunt oameni de toate categoriile sociale și toți au nevoie de un cuvânt bun. Nu numai de o pâine, de o felie de pâine este nevoie în ziua de Paște să ducem cuiva, ci poate cei mai mulți sunt cei care au nevoie de un cuvânt de mângâiere în suferința lor. În al preasfinția voastră vă suntem recunoscători pentru că v-ați rupt din timp să fim împreună în această duminică de Paști, prima zi de Paști, la emisiunea Cuvântul care zidește. Vă mulțumim pentru tot ce ne-ați împărtășit, pentru cuvintele frumoase din pastorală și pentru ceea ce ne-ați explicat pe lângă pastorală sau pe lângă textul din pastorală, și vă rugăm ca în final, profitând de această ocazie, să vă adresați, iată, cât mai multora prin intermediul televiziunii acesteia, să adresați tuturor și cu rugăminte specială pentru
ostenitorii televiziunii Europa Nova să adresați un cuvânt de Sfintele Paști. Celor ce trudesc la această televiziune doresc ca Dumnezeu să le ajute în truda și în munca lor și să dea Dumnezeu să poată aduce în casele credincioșilor, a celor care îi urmăresc, să aducă cât mai multe vești bune. Cât mai multe vești bune. Aceasta ar fi cel mai important lucru. Însă, sunt convins că în viață și în societate nu se petrec doar lucruri bune, ci sunt și alte ispite și necazuri și este bine ca poporul să știe ca să se păzească de anumite lucruri care nu sunt în favoarea vieții lui. De asemenea, cu ocazia praznicului, doresc tuturor urmăritorilor acestui post multă sănătate, pace și liniște în familiile lor, în inimile lor, în țara aceasta. Și iarăși vă spun, bucurați-vă în Domnul în această zi de mare praznic a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Înalt preasfinția voastră, vă mulțumim și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit. De asemenea, vă dăm întâlnire duminica viitoare. Doamne ajută!